motorul echipei s-a turat pe ritmul rock and roll. Spectaculoasă ridicare acum până pe șold. El cam fix, ea foarte mobilă. Fie că a fost vorba de o piruetă joasă, un butterfly pe spatele lui, talentul de chitarist a fost scos la iveală cu priză chitară, o priză cu roată și o poză finală. O prestație care sunt foarte curios cum va fi evaluată de jurații noștri, dar pentru treaba asta avem nevoie de Ștefan și de Irina, așa că sunt tare Cătălin, curios ce zic ei. Cătălin Codruța, felicitări! Eu mulțumim. Și Ștefan nu ne pricepem foarte mult la elemente tehnice, dar ne-a plăcut tare de tot cum ați cântat la chitară. Corect. Mie, Codruța, m-am uitat atent la tine, ești extrem de determinată pentru a-ți împlini visul și pentru a-l ajuta pe Cezar. Și mă bucur că a spus în discuția această problemă a sportului românesc în general, care nu ține numai de patinaj. Într-adevăr, este nevoie întotdeauna de ajutorul statului. Dar nu vreau să intru mai mult în detalii. Mi se pare că această pereche are ceva de spus, dar Simona, hai să începem cu tine. Tu ce zici? E clar, sunteți o pereche puternică. Mulțumim, se vede pe noi, așa suntem și... O forță a naturii. Dar îmi doresc să fii mai flexibil un pic. Aștept cu nerăbdare următorul program. În următorul program promit o să fim noi elastici. O să fiu pe tot patinoar. Da, o să încercați un alt stil, să ieșiți din zona voastră de confort. Nu știu dacă ați văzut, dar zona mea de confort e un timp pe gheață, că eu doar asta de când am venit, asta aici, mai mult pe jos. Eram curios să te văd cu motocicleta pe gheață, dar nu cred că se poate. Poate n-are cauciucuri de iarnă. Bună! Era mult mai ușor, bună, credeți-mi, Irina. Era mult mai ușor decât pe patine. Cornel, scuze. În schimb, mi-a plăcut, ați patinat în viteză. Mulțumim! Mi-a plăcut foarte mult entuziasmul tău și energia ta de la brâu în sus. Aș vrea să transfer această energie și această... efervescență și în patinaj. Mai mult de 3 sferturi din program ai stat pe două picioare ca pe motor. Mai știu bine că tema asta a fost, dar până la urmă am nevoie să văd și ceva pași de patinaj mai complexi. La următoarea promit numai pe un picior o să stau. Acum a fost cu motorul, trebuia să stau pe două picioare. N-aveam ce să fac și trebuia să o ridic pe Codruța foarte mult și... Dar la următorul numai pe un picior. Alegeți voi care. Cătăline, tu... Codruța, la acel salco puteai să-l faci mai înalt un pic și cred că n-aveai nevoie de ajutorul de aterizare. Da. Eu sunt tot timpul am vrut să o ajut mai mult, că ea m-a ajutat foarte mult și atunci eu simt nevoia să o ajut și eu tot timpul și de asta, că ea putea să aterizeze foarte bine singură, dar vina este doar a mea. După ce am văzut la repetiții, e clar că există o evoluție, fără doar și poate. Irina, tu ce notă le-ai dat? Eu? Mă gândesc că tu empatizezi foarte tare cu puterea mea. Da. 10. 10. 10 și fără să-mi sufle, Cătălin. Și fără să-mi sufle, Cătălin. Iar tu, Elvira, ce părere ai? Din punctul tău de vedere, coregrafic. Eu aș vrea să știu, Cătălin, cum este să conduci o femeie în loc de bestia asta furioasă pe două roți. Mult mai greu și dacă vreodată o să... Adică prefer de 10.000 de ori să fac chestia. O femeie nu cred că poate fi condusă. Să mă ierte Dumnezeu dacă poate fi... Spus. Așa cineva, să te audă. Foarte bine spus. Dacă... Ai văzut? Aplauze la scenă deschisă. Vă zic eu, nu există, încă nu s-a descoperit. Ok, îmi place foarte mult entuziasmul cu care patinez. Dar, sincer, încă nu există chimie între voi doi. Mi-ar plăcea să vă căutați mai mult în priviri. Iar Codruța, cu toată experiența ta, mi-ar plăcea să văd ca nu execuți niște figuri, dar pur și simplu ca le trăiești, ca te simți bine în ele, ca există un highlight, un final de emoție, înțelegi? La asta aș vrea să fii atentă. Bun. Mihai, dacă mai ai ceva de adăugat după Elvira, acum e momentul să o faci. Prima dată când sunt de acord 100% cu soția. Perfect! Bun. Ai ales varianta potrivită. Stai puțin, că am câteva... ok. Cătălin, cum e poziția pe motor? Așa. La patina, invers. Simplu.
Dar nu trebuie ca... să te gândești. Știi de ce? Pentru că asta te-ar ajuta să ai brațe mult mai puternice, care te ajută și la balans. Eu dacă aș putea pentru patinat, v-aș da, nu știu, nota 17 tuturor, pentru că mi se pare fantastic, dar mă ocup de partea de dans. Așa că te rog frumos, până data viitoare, postură invers, e simplu, cum stau pe motor. Așa, la patinaj invers, bag coloana între brațe și devin din ce în ce mai expresiv. Codruța, gata, aici nu ești antrenoarea lui. La antrenament ești antrenoarea lui. Ești atât de încordată, te uiți la el ca și cum ai fi o mamă grijulie care este atentă la fiecare mișcare. Uite ce bărbat ai lângă tine. Nu o să cadă și dacă o să cadă, mulțumesc, asta e, ca și eu. Dacă o să cadă, ca postură, și eu. Postură, partnering, vă rog frumos, ce a spus Elvira, sunt de acord. Muzică, muzicalitate. Dansul este mișcare pe muzică. Singurul moment în care ați fost absolut pe muzică a fost când ați bătut din palme. Dar, din păcate, asta e și cea mai ușoară formă de a dansa. Deci nu m-a impresionat foarte mult. Oricum, promițător început, aștept evoluția voastră, punct. Mihai, cu toate astea, da, o să te rog, dacă tot ai vorbit și ai spus niște lucruri interesante pe care cred că le înțeleg și cei de acasă, o să te rog să dai și notă. Deci, sigur că da. Ta? Nota mea pentru voi în această seară este 5. 5. Stai, că m-ai surprins, Ștefan, și... Nota 5, deci nu se mai tehnologie poate face nimic. Bun. Nu se mai poate lua înapoi. Nu. Am înțeles. Am uitat să o introduc. Poate facem un 7, că nu e, că doar punem în codiță, așa și... Cătăline, oricum ți-a spus gata, că s-a uitat la tine ca la un nou de porțelan să nu se spargă, asta ai vrut să spui, nu? Da, n-am fost atent la ce ai spus acum, dar promit că voi fi mai atent data viitoare. Dacă, Mihai, dacă îmi permiți, eu am 31 de ani de carieră și în primii 20 am avut un antrenor care mi-a dat cu un bât peste cap să stau cât mai mic. Mm-hmm. După 31 de ani, îți dai seama că încerc și eu să mă fac cât mai mare. Da, să-mi fie ușor. Lăsând gluma la o parte, sincer îți spun, provocarea este fantastică pentru voi și vă admir din tot sufletul. Faceți chestii extraordinare. Și vor face probabil lucruri și mai frumoase de săptămâna viitoare, dar haideți să vedem notele acum. Elvira, nota ta. 5,5. Mulțumim. Simona. 5. 5. Și Cornel Gheorghe. 5. Un total de... 24,5. 20,5. Mulțumim frumos! Mulțumim! Mulțumim! Vă reamintim, voturile voastre, a celor de acasă, contează în proporție de 50% în punctajul final. În curând vom spune start vot, dar nu înainte de a vedea toate cele 5 perechi care performează în